Și gata, înapoi la muncă, bravo domnul Dragnea. Numai că am observat, nu știu, cred că ați interferat cu aparatura de zbor a avionului. Nu v-ați închis creierul pe parcursul zborului? Doar telefonul? Pă, ați greșit, domne. Trebuie închis și creierul, mai ales la cursele astea de linie. Altfel, uite ce se întâmplă. Cineva care n-are ce să ascundă, nu văd de ce n-ar veni. Dar numai cineva, știu că au mai fost situații, dar o să vedem, să ajungem la această comisie, să vedem dacă sunt invitați și dacă vin. A, ce frumos, domnul Dragnea! Faceți și dumneavoastră exact ca aia de la DNA și de la servicii. Dar ce, bă, dacă n-ai greșit cu nimic, de ce să nu vii la DNA? Dacă n-ai nimic de ascuns, de ce să nu ți se asculte telefonul? Pentru că mi se încalcă drepturi fundamentale idioților. Ce vreau să vă zic? Iată cum toți vă folosiți de tâmpenii pe care le-ați condamnat la un moment dat. Însă acum vă convine prostia asta cu: bă, ești nevinovat, vino să te anchetăm la comisie. Repet, da, o anchetare a alegerilor din 2009 ar merge, mergea făcută de mult, pentru că au fost multe nereguli acolo. Dar de ce o anchetă condusă de partidul care atunci a pierdut alegerile? Ce e asta, mă, că e stupid? O să cer o audiență la Ministrul Justiției, după ce în preambel mi-o avizează primul ministru, ca să explică totuși Parlamentul nu e anexa guvernului. O să am îndrăzneala să fac lucrul ăsta, întârzie nepermis de mult. Domnule președinte, există această dezbatere pe care o anunță? Nu, asta mă deranjează. Se lungește foarte mult discuția despre un subiect care nu mai începe. Aolo, e nasolă, domnul Dragnea, v-a scos Tudorel din minți. Lăsați-l că e băia bun. Știți de ce nu vă înțelegeți niciunul cu Tudorel? Că omul are școală, da, el știe despre ce vorbește. De final așa, voiam să vă spun, domnule Dragnea, că îmi plac foarte mult cearcănele astea de Maldive pe care le-ați afișat astăzi. Sunt de alea de nu se văd, așa, au rămas doar niște chestii șifonate sub ochi, superb. Sunt cearcăne de om bogat, nu? E vreo clinică pe acolo, ceva, unde vă pun cearcăne de astea? Frumoasă și faza cu peștele. Unde vreți să pare? Nu vreau să pune. Vacanța de Paște, domnule Dragnea. La pescuit. La pescuit? Da. Unde? La pescuit? Am apărut două fotografii cu dumneavoastră în avion. N-am pescuit acolo. Păi nu, ne dăm seama. Neliviule, nu le spune săracilor unde-i pescuit. Ce e asta? Păi matale ai nădit acolo, ai dat vorba aia cu mămăligă, cu porumb, cu șofran și acum vin săracii să ia peștele. Loc bun în Maldive, a? Trage ca lumea. Auzi, Neliviu, ca de la un mincinos la altul, așa. La ce ai dat, bre? La teanc de euro? Și după aia la hotel ai băgat un grătar cu mici pe balcon, a? E, glumez, na, invidios și eu pe capturile lui matale. La pești mă refer, nu la...